Ăsta e ultimul munte. Am început vara asta din Piatra Craiului și termin cu Pădurea Craiului. Oradea! Ce panoramă! Wow, bivol! Să mâinile! Căpițe, floricele, păinițe, pădure! Asta e România mea. Aici este depozit o comoară. Și urma din amintării au descoperit pești. Toată lumea cu genunchi. Maica mea, dar vă cât pași pe asta munta? M-am întâlnit cu pădurarul. No, hai noroc și bine ați venit în Bihor. În zona aceasta să vină la noi fără nicio pretenție. Și dacă e joi, e timpul pentru un nou episod din Via Carpatica, magistrala frumoșilor noștri munți. Vă mulțumesc pentru share, like și subscribe. Vizionare plăcută! Bună dimineața din Poiana Voievodeasa, din munții, Pădurea Craiului, Apuseni. Aici am fost eu adăpostit de vânt și ploaie, căci a cam plouat. Și acum traseul continuă până la Meziaș și mai departe. Cam vânt a venit toamna prin locurile astea. Traseul pe care îl urmăresc este marcat cu triunghi albastru și leagă Stâna de Vale cu Meziad. Aici e și stâna cu văcuțe în Poiana Voievodesei, sub vârful Mermezii. Sunt munți mici, mai degrabă dealuri. Aici în munții Crișurilor sau munții Pădurea Craiului. În depărtare se văd mai înalți munții Vlădeasa, care fac parte din grupa Bihor Vlădeasa, din grupa centrală a munților Apuseni, pe lângă care am trecut. Aici prin pădure pot fi mici probleme de orientare, căci sunt mulți copaci dobărâți. Am ajuns pe vârful Piatra Tisei, de o incredibilă altitudine de 1057 de metri, cu un metru mai mic decât ultimul vârf Mermezii, un vârf împădurit, și începe coborârea. Cam abruptă coborârea. Hai, ușor, ușor. Mare atenție. Am ieșit într-un luminiș, într-un zmeuriș. Frate, că marcajele se vede că sunt noi, dar copacii ăștia dobărâți și coborârea sau respectiv urcarea abruptă fac traseul aventuros, interesant. Și acum tot urmez un drum forestier, am dat și de o poieniță, e o căsuță lângă care se poate și campa. Am realizat, dragilor, că ăsta e ultimul munte. Am început vara asta din Piatra Craiului și termin cu Pădurea Craiului, în drumul meu spre Oradea. Ăsta e și ultimul județ, județul Bihor. Sunt entuziasmat, entuziasmat că sunt și într-o poieniță, că și vreme e frumoasă. De ce să nu fi? Avem și semne, nu doar marcaje. Cabana Meziad, 3 ore, 3 lei jumate. Fiind județul Bihor, e scris și în maghiară, Mezghedi, Mene, de Caz. Wow, scuzați-mi pronunția. O râmă din aia lungă, mare, asta e mai gri. Uitați în comparație cu piciorul meu, mai mare.
cred că văd meziadu. Și drumul ăsta ne duce până în meziad, paralel cu pârâul cu același nume. Ziua. Bună! De unde veniți? De la Strână? De la Strână de Vale, da. Peștera Mezia de mai încolo. Nu, mai... Hai, da? În față, da. A. În față și la dreapta. Și frumoase? Merită de văzută? Sau că... Frumos. Da? Bine că e vreme bună. Că asta, da. Că zilele trecute s-a turnat. Unde ați fost atunci? Eram în Glăvoi, în Apuseni, acolo, da. Ajuns în meziad. Vă rugăm, circulați încet, se face praf. Ha, gata. Pășesc mai ușor. E o casă cu portic de lemn, din chirpici, piatră. Bună ziua! Și am un bastonaș. De la Stâna de Vale. Pe jos? Pe jos. Până in. Și acum am mers spre Sohodol. Singur. Cine? Țin tot drumul. Ești semne. Sunt și semne acum, hărți pe telefon. Vin apoi? Nu mai vine înapoi, merg spre Oradea. E rușie. Ce-am făcut? Da? Frumos. Din București. O să am și în București, că urma pe 2 ani. Oh, 2 ani? Câte luni. O, așa mult? La sport am văzut la Sinaie, 2 ierni. Oh, frumos. Și sunteți din zona de aici? Da, ce sunt? Ah, chiar de aici. No. Ia-ți drum, am până la Sohodol. Da, da, da. Pe stăgeală direct. Ah, să vedem cum o tai. Aici nu dormi. Un cort. Și eu am acolo cabană sus. Da? Ah, frumos. Dacă ai venit pacii, vii pe la mine acolo sus, mă duc și eu. Poate ne întâlnim sus. Da, român? Român, român! De ce? Nu, singur. Singur? N-ai chibase. Nu am. Drept, dar ai venit pe aici. N-ai venit pe aici. Așa. Atunci e bine. Da. Nu, mă, dacă ei la Sodolo, ei lazuri. Da, da, pe lazuri apoi, da. După aia roșie, un kilometru jumătate până în roșie. Ah, da. Asfalt, noi. Poți merge în roșie la Bratca. Damiș, Bratca, Oradea, Cluj. Cunoaște zona, pe aici, e normal. 86 de ani. Mulți înainte și sănătate. Ai 40. N-am 40. 35. 34. E fain, dragilor, să mergi și pe drum de țară. Mai intri în vorbă cu un bătrânel. Mai se miră lumea. Cum, domne, pe jos până la Oradea? Dacă ar ști ei de unde vin pe jos. Miros de struguri, de toamnă și drumul mă poartă până la Sohodol, urmează lazul și mă opresc pe undeva prin zonă, că aici deja am mers destul pe ziua de azi. Altați, dragilor, la ieșire din Meziad, căci așa am auzit că e accentul, în drum spre Sohodol, o familie minunată m-a chemat la o plăcintă cu brânză, am făcut și un duș și ia să încercăm. Da, e bună. Să rămână. Se vede Sohodolul. Bună ziua! Toată lumea culege și mănâncă nuci. Și ciupești de asemenea, am văzut că... Încătrua, de unde vine și încătrua mea? De la Stâna de Vale și probabil pe aici o să caut un loc unde să pun cortul.
Eu sunt în drum spre Oradea, tot așa, pe jos. Până Oradea? O, da. Și de la Stâna Vinită pe jos. He, he, dacă știi de unde vin, din Argeș, din Piatra Craiului pe jos, pe crestele munților. De vreo lună și un pic, tot așa. În general singur. Din când în când mi s-au mai alăturat niște prieteni, dar în general singur. Da. Aici, acum sunteți în Bihor. Da, da, da. Aici... Acum, dar noi zicem Bihoreni. Bihoreni, da, în Crișana, Bihoreni, da. Da, da. Că am trecut pe la Moți, pe la Moților, tot așa. Cum? Da. 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 Cât să-i fie asta pe drum? O lună și două săptămâni. Tu la maica mea, dar cât pași peste munți a fi? Peste munți, așa, peste dealuri, prin păduri, prin poeni, peste, da. Acum din Meziad și probabil ori aici, ori o să trec dealul spre Lazuri, da. Lazuri. Da. Acolo la peșterea de cristal. Ah, da, 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 vreau să vizitez mâine. Am auzit că e o peșteră frumoasă. Aia de la Lazuri, acolo e imediat. Aha. La vreo 2 km. Asta mâine. Și acum să vedem unde... Găsesc o poieniță pe undeva să pun cortul, că am cortul după mine. Nu? Pomu, ca așa mai faină, numai acea mu. E ca și vezi în laturi. A, și în drum spre... Încolo... În drum spre Lazuri, numai dacă mi-ai acolo în poiana aia de dincolo sau aici în vârful dealului. Aha. Haideți că mă orientez. No. Spor la lucru și sănătate. Dumnezeu dai drum bun și puternic. Mulțumesc, numai bine. Doamne ajută. Ziua. Ziua. Toată lumea cu legi nuci. Da? Peste tot. Seară bună. Hai, lua, nu, dacă doriți. Fă, am mai tot luat. Hai, iau câteva. Ia, că acum... Vinim pe de la munte, mă. Bă, nu mai cunoști unde stai tu, vaca. No. Magazinul e închis, nu? Trebuie să deschid acum la 6. Bună dimineața, dragilor, din satul Sohodol, aici din Bihor. Nu vă vine să credeți, am dat de o persoană minunată, Nea Vasile sau Lică, cum da, se spune, așa, aici în sat. M-a chemat la dumnealui și soția dânsului, o familie deosebită. Aseară am fost ospătat cu hribă de dovleac, bună, bună, o palincă din asta de Bihor aprigă, am primit un pic să am și la pachet, un pat, sunt recunoscător. O familie și autenticitatea, ospitalitatea de aici, din Bihor. Mai rog când să vină în zona aceasta, să vină la noi fără nicio pretenție. Vă mulțumesc mult. Acum dimineață un lăptic proaspăt mult de aici, de la Văcuță. No. Asta e frumosul, când mergi din sat în sat, din regiune în regiune, se schimbă și graiul, și portul. Și... Da, e fain să dai de lume bună. Încă o dată, mii de mulțumiri și poate ne-o revedea și altă dată. Sănătate! Sănătate! Asta anunță o zi frumoasă! Și am ajuns în Lazuri. Trebuia să existe, bineînțeles, și un pârâu cu același nume și chiar există cheile Lazuri. E centrul satului cu magazin, probabil aici primărie, aici în dreapta și hai la peștera cu cristale. La școala primară. Zona asta e frumoasă tare. Sunt în defileul Crișului Pădurea Craiului. E o zonă protejată, așadar aventura continuă pe Via Carpatica. În munții Pădurea Craiului. Hai să vedem ce cu peștera de cristale. Hai că am ajuns înainte să se deschidă. Pentru a vizita peștera e nevoie de un minim de 5, dar e o domnișoară drăguță care a zis că în 40 de minute, dacă nu vine nimeni, intrăm oricum. Și până atunci o să fac un circuit care duce la Stâna Cârnului, un punct de belvedere.
vedere de la stanul cârnului asupra cheilor lazuri. Aici este depozită o comoară. Au fost descoperite peste 20 de peșteri în timpul lucrărilor miniere. Și hai să vedem împreună această comoară cu cristale. Nu se mai găsește o peșteră de genul în Africa de Sud. Wow. Deci până acum în lume sunt doar două pește de genul acesta. Formațiunea rezistă doar în mediul lor natură, la vânt, temperatură și umiditate constantă. Iar dacă le scoatem la suprafață, atunci în aproximativ 3 săptămâni se descompun. Se sfărăm astfel de pești, din această cauză nici nu se pot prelucra. Dar peștera e activă chiar și acum datorită umidității de 90% și se formează de vreo 3 milioane de ani. Wow, chiar wow! Și spre rușinea mea nu știam de această peșteră, dacă nu era în drumul meu, dar am aflat că nu se face promovare deloc. Și nu doar că la nivel național nu se știe, dar nici măcar în județul Bihor, din câte am înțeles, mulți nici din Oradea, nu știu, câțiva locali, nici de aici, de prin zonă, dacă se face publicitate așa, nu știu, apare odată la televizor, vin ziua următoare câțiva și apoi nu. Așadar, vă recomand, dragilor, vizitați peștera cu cristale din mina fosta mină Farcu. Ați văzut și voi ce spectacol. Wow. Drumul Europeane 3 și totodată Via Carpatica o să mă poarte spre următorul sat, tot peste dealuri și coline, în munții Pădurea Craiului. Damiș, am impresia că se numește satul. De acolo vor mai fi câteva peșteri, peștera Moanei, să fie oare acea Moana din desenele animate? Hai să vedem. Urmez drumul forestier Valea Lazurilor și nu mă așteptam să văd așa multe mașini. De fapt, mulți sunt la cules de ciuperci, hribi, bureți sau cum le spune aici, pitoance. No, de când e lumea și pământul, țăranului român nu i-au lipsit slana, pita, ceapa și palinca. Așadar, amu nici drumețului nu i-or prinde rău slana. Pita. Ceapa. Și palinca. No, hai noroc și bine ați venit în Bihor. Și acum, dacă aveți o roșie și o brânzică în caș proaspăt, și un ardei, meniul e complet. Corumb, cât un norișor pe cerul albastru, căpițe, floricele, păinițe, pădure. Asta e România mea. Fix înainte să intru efectiv în sat, unde sunt mai multe case, se face un drum și voi vizita niște peșteri, să vedem dacă sunt deschise. Drumul e spre Șuncuiuș, care taie dealurile, nu pe asfalt, ci văd că e și un traseu de cicloturism, s-a ținut și un ultramaraton. Așadar, continuă Via Carpatica!
Ia bună! Peșterile Moana și Lesiana, parcă, sunt aici. Intrăm în peștera Moana. Are vreun kilometru și ceva, în schimb, accesul turistic este limitat doar la vreo 250 de metri. E o galerie imediat. Vreo 50 de metri și văd o altă intrare aici. Cu plăcere, dragă Moana, să te cunosc. Și acum continui spre Șuncuiuș și să vedem dacă triunghiul ne va urma. El spune semnul că sunt 12 km, 4 ore până la peștera Vadul Crișului. Hai să vedem. Am văzut că pe acolo ar fi și o poieniță de campat și tot urmez pârâul Mișid până la Crișul repede. Grijă mare că alunecă. Opa! Op! Op! Așa. Triunghiul albastru ne duce pe partea stângă a pârâului, însă pe harta mea, drumul european 3, merge pe partea dreaptă, probabil ca să vedem stâncile Simeonului. Ambele drumuri duc la Șuncuiuș. Da, uite că văd triunghiul și aici. Mișidul chiar formează chei pe aici. Vai, ce fain! Și traversăm acum în pod. Tum, 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 tum. Râm, tâm, 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 tâm. He, he. Dragilor, ce traversăm noi acum? Crișul repede! He, he. Wow! Ia uitați ce fain! În zona mai sunt peșteri, un guru mare, un cuiuș. Hai totuși să-i dăm o șansă și peșterii Unguru Mare, dar din păcate nu se poate vizita, căci este marți și marți e închisă. Tot aici se află campingul Zenovia, ar fi o taxă de 5 lei care trebuie plătită la ghid, dar cum nu e nimeni... Zona camping corturi 30 de lei scrie aici, oh la la! Am văzut în altă parte 5. Ce tare! Un iglu asemănător cu cel din Poiana Glăvoi cu cărți. Excelentă idee! Jos pălăria! Nomad Library se numește acest proiect și se află în 10 locații de pe teritoriul României, Arad, Bihor, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Harghita, Suceava și chiar Tulcea în Delta. Bună dimineața, tot din pădurea Craiului, însă din defileul Crișului. Am campat aici pe malul Crișului repede, lângă peștera Unguru Mare, pe care aș fi vrut să o vizitez. Ieri era închis, azi dimineață de asemenea. Parcă n-aș mai aștepta 2 ore și oricum de obicei cu peșterile trebuie să se strângă un anumit număr de persoane ca să se poată vizita. Dar ce interesant de spus despre peștera Unguru Mare este, am impresia că e cumva legată de peștera Vântului, care este închisă, dar este cea mai lungă peșteră din România și din partea asta a Europei. Și de asemenea, zona asta este o zonă bogată din punct de vedere karstic și nu doar atât, și arheologic.
pentru România este chiar un tezaur al arheologiei. Au fost descoperite tot felul de obiecte și peștera asta Ungurul Mare chiar a fost locuită încă din perioada neolitică și chiar există o cameră mortoară. Asta e, nu o să o vizitez, dar merg acum să vizitez peștera Vadocrișului. Așadar, nu scap de peșteri nici azi. Continui traseul Via Carpatica și totodată drumul European E3, mai un picuț mă îndrept ușor spre Oradea. Haideți alături de Smiley Traveler și încurajați-mă cu un mesaj, un like, un subscribe și vă aștept și pe voi pe crestele Carpaților și pe meleagurile astea minunate ale țării noastre. Și acum trecem pe lângă stâncile Simeonului. Sunt numeroase trasee de Via Ferrata pe aici, pentru toate categoriile, și de cățărare totodată. Aici este peștera Vântului, tot pe malul stâng al Crișului, repede. Îmi plac podurile astea. Mereu mă simt că Indiana Jones, așa. Zona de picnic, de camping. Sunt deja în Șuncuiuș și e zi de sărbătoare. Ar fi fost un drum mai scurs spre peștera Vadocrișului, în schimb traseul meu mă duce peste dealul Popii. Chiar sunt două trasee, sunt marcajele de cruce albastră care duce spre peștera Bătrânului, dar eu o să urmez până la capăt Triunghiul Roșu, peștera Vadocrișului. Ok, acum avem drumul comunal Șuncuiuș și 10 hotare. Ia uitați peste ce am dat. Un lac, de fapt, este un izbuc. Are culoarea asemănătoare cu ochiul beiului și din câte am citit, mai este și o peșteră care poartă numele, izbândiși se numesc ambele, pentru că la un moment dat țâșnește chiar la un metru apa și asemenea unei fântâni și localnicii au numit așa, izbândiși. Și ce că e al doilea cel mai adânc izbuc din România, ajunge la 90 de metri adâncime. Wow! Au fost descoperite în zonă în peșteră schelete de Ursus Speleus și cerbi preistorici. Așadar, am dat de locuri neașteptate. 2 ore până la peșteră. Peștera Vadocrișului. Că sunt o sumedenie de peșteri prin zonă, dar foarte puține deschise publicului. Și o fântână. Sunt Pojorâta, un cătun de munte și tot aici se despart traseele. Crucea albastră merge spre peștera Bătrâna. Eu voi urma Triunghiul Roșu către peștera Vadocrișului. Și am întâlnit și punctul roșu, căci există un circuit al peșterii Vadului Crișului. Așadar, nu mai e mult. Wow, ce belvedere a defileului Crișului, văzută de aici, de la peretele Melcului. Peștera Vadocrișului. Când ei construiau aici, stând la un brac, muntelui și văzându-i vieții, au zis acolo trebuie să fie ceva. Trebuie să fie o peșteră, trebuie să fie o grotă, ceva, unde liliecii hibernează pe zeiat. Au dinamitat muntele și în urma dinamitării au descoperit peștera. Pentru că au intrat
pe firul apei. Era toată valea asta, Crișul acoperită de ape. Apa o intra în răpătura muntelui și a început să sapă un milion de arhinuri. Și tot o săpat, o săpat, o săpat și se formă galeria principală. Defileul Crișului, Crișului repede, uite așa ce rapid și învolburat e. Cum am spus, multe peșteri prin zonă, asta e peștera Caprei, mai sunt peșterile Devențelului, sunt pe trei. Asta e de fapt, mai degrabă o grotă. Localitatea Vadul Crișului și văd că există chiar un colegiu tehnic, biserică, bineînțeles, și mă îndrept acum spre Birtin. Am scăpat de asfalt, dar am vreo 7 km până în următorul sat, Gălășeni. Mergeam așa pe dealuri, n-aveam eu de gând să ai idee că m-o întâlni cu cineva. M-am întâlnit cu pădurarul și m-am făcut și cu o bere, sănătate. Ardeleni sunt oameni primitori. Chiar povesteam că aici Bihorul m-a întâmpinat așa, chiar cu inima deschisă. Ba cu o palincă, ba cu o ceapă, una alta. Adică în teritoriu, am un hai acasă că dau și o clisă, și o ceapă, și un caș. Clisă, adică și un culiță. Clisă, caș, pită, ai mâncare cu care mergi mai departe. Oh, no. Vă salutăm! Sănătate! Toate bune! Am ajuns la Gălățeni și urmează Cornet. Am ajuns și în Cornet, unde stând întâmpinat de o bisericuță frumoasă. Un drum de piatră de 11 km mă va purta spre Vârciorog. Bună dimineața, dragilor, dintr-o poieniță între Cornet și Vârciorog, aproape de peștera Osoi. Am strâns repede cortul, nici de dimineață, căci, spre surprinderea mea, n-a plouat noaptea și nici acum se așteaptă. E așa totul înnorat. Repede, micul dejun, un pate cu o roșie și un ceai. Sunt din ce în ce mai entuziasmat, căci mai sunt două zile și termin. Mai am vreo 50 și un pic de kilometri până la Oradea. Termin așa, ușor-ușor cobor de pe munții Pădurea Crailului, nu mai sunt munți, oricum ei nu sunt chiar acei munți înalți, mai mult dealuri, dar ușor-ușor, din sat în sat, ajungem la capătul, totodată, drumului european E3. După vreo 6 km pe drumul forestier am ajuns la Vârciorog. Cele din urmă, curând o să părăsesc satul, e destul de mare. Și asfaltul totodată, că am dat de asfalt de ceva kilometri, în drum spre Poiana Tășată. Wow, bivol! Știam că în Ardeal se mai cresc bivol, dar ia uitați-i drăguții, deși unul are și clopoțel. Pe spinarea unui bivol mare, negru, fioros, se plimba o coțofană când în sus și când în jos. Se construiește și un camping fix înainte să intrăm în sat, în Poiana Tășată. Și tot merg pe drumul județean 767B, dar nu continui spre Copăcel, fac stânga imediat acolo, sub deal, spre Sărant. Deja văd case, o turlă de biserică,
Ăla trebuie să fie sărantul. Sărăt mâinile! Drumea Agosta mă poartă spre Felcheriu. E și pasul mai aprig, tot uitându-mă la cer, că simt așa că ar veni ploaia și tot trag mai tare. Și dacă n-o să vină potopul, eu aș tot continua și poate chiar ajung azi la Oradea. Bună ziua! Felcheriu pe aici, nu? Mulțumesc! Cu făcuțele! Poftă bună! Felcheriu! Părăsim Felcheriu, imediat undeva, trebuie să facem stânga peste dealuri. Să mai mergem vreo 8 km până la băile Unumai. Am ajuns la băi, băile Unumai și nu departe sunt băile Felix. Sunt în San Martin și e plin de ștranduri, de campusuri, de pensiuni, că doar e zona cu apă termală și am impresia că și băile Felix ține tot de comuna San Martin. Același nume l-am întâlnit și prin Harghita, dar am văzut că există și în Arad și în Cluj. În general, unde există populație catolică, implicit maghiari. Martin, Sfântul Martin. Așadar, un pic mai până la Oradea, 7 km. Oradea! Am același sentiment ca atunci când am ajuns în Santiago de Compostela, după ce am terminat Camino de Santiago. Sentiment de fericire, de împlinire, de bucurie, de emoții, căci am dus la capăt munții occidentali și totodată drumul european E3, dar și în două etape Via Carpatica, proiectul de păstrăbate creasta Carpaților României. Dacă toamna trecută am făcut munții orientali și am intrat un pic și meridional până la Bucegi-Leauta. Acum o lună și un pic, 46 de zile, am început cu Piatra Craiului și am ajuns în Pădurea Craiului și acum în Oradea. În total sunt vreo 84 de zile, dacă nu mă înșel. Jules Verne a scris de ocolul pământului în 80 de zile, i-am făcut ocolul Carpaților în 80 și un pic și nici nu știu, datele statistice le voi scrie peste, cred că, 2000 de kilometri, nu știu câte județe am străbătut, important e că am întâlnit oameni minunați, am văzut natură incredibilă, am mers pe creste și am explorat munți, am cucerit vârfuri spectaculoase ale minunaților noștri munți Carpați. Dragilor, vă mulțumesc că sunteți prezenți aici, că vizionați canalul Smiley Traveler. Mulțumesc din suflet oamenilor pe care i-am întâlnit, celor de pe Patreon. O puteți face și voi, pot să las toate linkurile în descrierea videourilor. Mă găsiți și pe paginile de Instagram și de Facebook. Aventura Via Carpatica se termină aici, în schimb aventurile în general ale lui Smiley Traveler continuă. O să vreau să duc la bun sfârșit și Via Transilvanica. Și, dragilor, lumea e mare. Haideți să vedem un pic și Oradea. Vă spun un secret, e orașul meu preferat. Și Bihorul, îl pun în top. Poate chiar e județul meu preferat.
căci oamenii sunt deosebiți și locurile de asemenea. Sărbătoresc, dragilor, cu meniul zilei, o supă de perișoare, și niște cartofi și aripioare, facem și poezii la mai multe expediții. De când